să organizați un mini turneu în Strășeni, în cinstea, putem să spunem că e meritului antrenor din Strășeni, Andrei Ilici. S-au strâns 5 echipe. De la liceu, da. De la liceu, da. Și din sala din centru, și din echipă s-au împărțit băieți în câte două echipe. Jocul a fost destul de interesant, adică echipele erau cam la un nivel. În afară de, spunem, echipa liceului și echipa gimnaziului, fiindcă erau un pic mai mici, mă rog, n-am așa experiență cum avem noi. În rest, aș putea spune că campionatul s-a desfășurat. Bine. A ieșit normal. Sperăm că să mai la anul iarăși, adică să nu fie ca, nu doar o dată și gata. Să fie ca un fel de tradiție. Sperăm să fie desfășurat mai... Da. Și tradiția poate să țini, cine știe. Sperăm la anul să fie puțin mai organizat. Mai interesant. Da. Și mai multe echipe, în genere, din tot raionul să fie. Da, da, da. Păcat că alții nu mai putut, ca Justul, de exemplu. Dar trecut și turneul ăsta, care ce-a jucat foarte frumos, jocurile au fost tare interesante. Cred că dacă și așa, de dacă putem să se duce și în NBA. Așa, jocuri. Și după toate jocurile s-au primit așa. Se decernează echipa Mihai Viteazu pentru participarea la turneul de basket, de sușpată, cinstea. Sunt capitanul echipei BC Slușeni. Astăzi am organizat un turneu în cinstea lui Andrei Ilici. La acest turneu au participat 5 echipe, și anume echipa Ca Vântul, echipa KB, așa după inițialele unui jucător, mi-am gândit, și echipa Sirețului, echipa satului Sireț, echipa Mihai Viteazu și echipa Liceului Chiret, echipa Bataman. Turneul s-a desfășurat, deja s-a terminat. Locul 1 a luat Ca Vântul, locul 2 a fost luat de echipa orașului satului Sireț și locul 3 de echipa KB. Turneul l-am desfășurat în cinstea lui Andrei Ilici, care este profesor și antrenor de basketbol. Dumnealui ne-a dăruit dragostea față de acest sport. Practic toți basketboliștii din orașul Strășeni au trecut prin mâna lui.
adică el practic pot spune că e tatăl nostru în basketbol. Noi, organizatorii acestui turneu au fost anumite Patrice Sășeni, care pot spune chiar și Miu, eu personal, Herbara Dorin, Olevski Andrei, Cursan Maxim, Alexandru Țâmbălist, Samohvalov Nicolae, adică toți băieții care activează în orașul Sășeni, din orașul Sășeni. Sperăm ca acest turneu să fie o bună pregătire pentru băieții care de grabă o să aibă niște jocuri raionale și vrem ca acest turneu să aibă și la anul să fie tot timpul. La fel să activăm, să facem și la anul, la fel acest turneu și tot așa. Domnul Domnul Andrei este un foarte bun profesor, director de educație fizică și sport, care activează în gimnaziu Mihai Viteazul. Dumnealui are staj 52 de ani. Chiar și până în ziua de azi, el, pe lângă orele lui de școală, el mai face și antrenamente cu copii. Are tot timpul, fiecare an are copii de școală care îi crește și îi aduce la un nivel destul de bun. Îi dezvoltă foarte bine.